Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Alex Găvan. Dragă Delia, oui. Am pentru tine două surprize și sper din suflet să-ți fie și două bucurii. Jesus. Oh, sunt ca și acum. 2, 1, 33, 35 de minute. Aparta mea încercare asupra acestui vârf. Mi-aș fi rămân aici, care l-am urcat în premiul românească în 2007. Mamă! Panorama munților Caracorum. Melancolică? Așa drum. Așa drum 4, Mustang Tower. Și revenim iarăși la Broad Peak pe care l-am urcat în 2014 și K2. Alex Găvan, ca de obicei, fără oxigen, fără șerpași. What? Bravo, bă! Fără șerpași și fără oxigen. Bă, băiatule, da? Nici nu știu ce zi este astăzi. Eu când am văzut peisajele alea la mine în cap, a fost wow! M-a luat cu direct, mi-a dat la sentiment, ești nebun, direct în corazon, m-a terminat. Ce ai făcut? Că nu mai eram bună de nimic. Vârful Gașer Rumunu, de fapt, locul unde eu am atins cerul cu mâna, iar cerul mi-a atins sufletul cu nemărginirea sa. Iar astăzi, aici, acum, îți aduc și îți dăruiesc din energia, din vibrația înaltă și din spiritul acestui loc minunat, ție, Delia. Mi-a dat, în inimă mi-a dat. Și el atât de diferit de tot contextul serii. Atât de diferit și atât de inocent și atât de mișto și atât de normal. Este o panoramă pe care am făcut-o din 6 fotografii diferite, chiar acolo sus, de unde ai văzut mai devreme. Și am pentru tine scrise și două mesaje. Primul, cel de pe față, este visează, îndrăznește, înfăptuiește, fii. Iar cel de-al doilea, cel de pe verso, este doar pentru tine. Cred că îmi vine să plâng o lacrimă. Cred că o să îmi curg o lacrimă. Știi? Cred că e un imbold. Încă un imbold. Și cred în semnele de genul, pentru că am mai primit. Adică mi s-a părut că mesajul, știi, că ai încerut universului zi. Bă, universului zi, dacă să mă duc sau sunt nebună. Și când am văzut ăla, mi s-a părut că e fix, știi, pe manifestare. Ce-ți dorești, aia primești. Uite, du-te! Pentru a doua surpriză, coborând de pe înălțimile Himalaie și te invit cu drag într-o călătorie inițiatică, un hiking împreună în munții Făgărașu, vârful Moldoveanu, cel mai înalt din România, într-un tărâm de basm, locul copilăriei mele, și în același timp este singurul loc de pe pământ unde încă mai trăiește aspretele, cel mai rar pește din Europa și după unii biologi chiar din lume, o fosilă vie pentru care echipa mea împreună cu mine suntem într-o cursă contra cronometru pentru a-l salva de la dispariție. Delia, visează, îndrăznește, înfăptuiește, fi. Îți mulțumesc. Nu râdeți, mă, că îmi vine și cu boceală. Vreți să le știți? Eu am râs de înălțime. Și eu. N-am putut să mă opresc, știi, că te-ai la montaj, să mă uit la poză, să zic, mamă, vine să borăsc, că aș dau un aici. Bun, așa gândesc, atât pot. Vreau să spun că nici chiar tu n-ai fi în stare să faci acest lucru la altitudinea aia. Nici chiar tu. Sunt convins, dar lasă-mă să visez. Lasă-l să cerce. Nu pot să beam la 1000 de metri. De ce? Nu găsești femeie. Că n-ai destul oxigen. Și dacă ți se scoală cucul, cred că leșin. Da. E, uite ăsta challenge. Ia să vedem noi la anul
Da, dacă pui mască de gaz? Mască de gaz, mască de... Dacă îți pui oxigen, da, dar cred că ți îngheață cucul dacă îl scoți afară. Păi pui prezervativ de la... De care... iarnă! Că se încălzește, mă. Ai prezervativ cu încălzire? Păi și eschimo și cu... Nu mai râde, mă, și nu... Noi am fost pe niște frecvențe total diferite. Eu eram emoționată, vai de steaua mea, cu gândul la faptul că poate nu o să ajung niciodată pe Everest. Și omul ăsta a fost și a trecut până atâtea experiențe. Și cât de frumos ar fi sentimentul. Și tu râdeai ca o apucată. De ce Baliverne zicea ăla? Că parcă nu l-ai mai auzit zicând. În loc să-mi lăsa și mie un moment sensibil în care să... Uite, a venit un om pe scenă să plâng și eu în toată splendoarea mea acolo, să fiu emoționată. Eu dacă aș ajunge într-un loc, nu ți-aș trimite poză. Asta arată că omul chiar e un suflet mare. Anaerob. Cu siguranță anaerob. Bucură-te! Mă bucur foarte mult și m-am emoționat și oamenii care iubesc muntele, în general, sunt speciali. Mintea mă visează la lucruri de genul. Petrecere frumoasă în continuare, nu? Mulțumim frumos! I guess. Hai tot respectul nostru! Știi cum spun la peștele ăla care e pe care zici? Ăla, mă, bă... Stai, te 65 de milioane de ani? Da. Aspretele, mă, ți-am zis că e cu A. Doamne, ca un guvid arată. Ăsta are 65 de milioane de ani și aspretele ăsta unde? Că eu îl văd pe... E pe piatră. E ieșit din apă. E pește de pădure, asta zic. E... Mai mănâncă o ghindă, o dată. Că de-aia a trăit atât, dacă e aspretele. Dar mai vede, mă, aspretele ăsta, dacă are vârsta asta. Dar nu are, mă, peștele ăla pe 65 de milioane de ani. Dar? E o specie veche de 65 de milioane. Nu peștele ăla are 65 de milioane. Uite, mă, a făcut și poză, mă! Ăsta e, are, mă, și scrie, are 65 de milioane de ani, uite-l. Specia aspretelui este singura care a mai rămas